acord, lesă cu 7 utilizări. Avem mai întâi slip lid, simplu. Punem pe capul câinelui. Îl punem sus, în spatele urechilor, da? Și sub bărbie, foarte aproape de bot, practic, da? Dacă avem un câine care trage, oprim, ca să rămână fix aici. Dacă avem un câine ca Fuki, care e relaxat și nu trage în lesă, putem să o lăsăm și lejeră, da? Și pur și simplu ne mișcăm. Nice. Nice boy. Good boy. Very. Sit. Good boy. A doua funcție a lesei, da, este cea de holti, în care trecem pur și simplu prin inelul ăsta lesa, facem un semn al infinitului, da, punem pe cap partea cu slip, da, punem pe bot cealaltă parte, nice, și avem o funcție de ajutor când avem un câine care trage foarte tare, îl putem opri din față, da. Acum, când înveți câinele, ca să nu pui presiune direct pe bot, da? Poți să prinzi capătul lesei de zgarda câinelui și atunci o ghidezi într-o primă fază de zgardă, da? Very good. Very good. Easy. Sit. O altă funcție a lesei este tot de carabinieră, prinsă de curea. Introduci pe sub curea, o prinzi de inel și ți-ai de greva mâinile în mers. O să mergi pur și simplu și nu ai treabă cu mâinile. Nice. Da? Foarte relaxat. Dacă ai de butonat pe telefon, butonezi pe telefon. Funcția lese este de carabinieră, ca să nu ne trebuiască o carabinieră specială atașată de lesă, o avem inclusă, practic, și ce o să facem, avem slip-ul pus, mergem să zicem la restaurant, asta e piciorul mesei, da? Și ne așezăm, sit. Prindem de piciorul mesei, lesa, avem un inel special aici, carabiniera ei, am prins și am blocat cățelul fără să mai trească să mai atașăm altceva de lesă, da? Avem funcția asta inclusă, that's a good boy. Lidam. Very good. Very good. Și stăm liniștiți la masă. O altă funcție pe care o avem la lesa asta este să creăm din slip mânet, da? Și să avem o lesă obișnuită pe care o atașăm de o zgardă obișnuită sau tot o zgardă de la paracord, cum are Fuki. O atașăm de zgardă și avem lesă obișnuită cu mânet și mergem pur și simplu. Dacă vrem să atașăm și de un ham, de orice, avem funcția de zgardă, de lesă obișnuită, da? Ce mai putem face cu lesa este să punem slip-ul, da? Pe un câine, care este mai, să zicem, ascultător sau calm sau hotărât. Și capătul cu carabiniera pe celălalt câine, da? Un câine care poate să urmeze primul câine. Dacă e mai nesigur, nu e cazul lui Toby acum, dar dacă este un câine mai nesigur, îl poți învăța pur și simplu să urmeze altă energie, o energie mai bună, da? Și îi inviți pe amândoi. Good guys. Good guys. Very good. Da? Sau îl lași pur și simplu pe unul mai mare. Cuc. Cam. Cam. Să-l ghideze pe celălalt. Very good. Very good. Funcția lesei este aceea de pack walk, pentru pack walk, și anume avem mai multe lese. Ce se poate face este să introducem celelalte lese pe partea cu carabiniera, o prindem de inel, da? Avem un safety, da? Measure, ca să spun așa, și le avem pe toate la un loc, n-au cum să scape. Mergem frumos în pack walk, liniștiți și, da, ei